Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Unitatea administrativ-teritorială județul Vrancea a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe, finalizarea activităților proiectului Sistem de Management al Calității Performanței implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea. Valoarea proiectului a fost de peste 600.000 de lei, iar perioada de implementare de 14 luni. Proiectul a fost finanțat prin programul operațional Capacitate Administrativă, în cadrul apelului Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu strategia pentru consolidarea administrației publice, axa prioritară administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. Valoarea totală a proiectului a fost de 605.115 lei, din care cofinanțarea beneficiarului a fost de 2%, respectiv 12.102 lei, așa cum prevedea ghidul solicitantului în momentul depunerii cererii de finanțare. Obiectivul general al proiectului l-a constituit consolidarea capacității administrative a județului Vrancea pentru susținerea unui management calitativ și performant, prin implementarea și utilizarea Sistemului Unitar de Management al Calității și Performanței, CAF, în concordanță cu planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice în perioada 2014-2020. Acum, dacă îmi permiteți, am să vă spun câteva cuvinte despre CAF, care este un instrument de stabilire a calității, al modului de funcționare a instituțiilor publice, utilizând principiile managementului calității totale. Instrumentul este folosit la nivel global și este creat în principal pentru instituțiile publice, pentru sectorul public. Ca prim pas, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Vrancea, a fost nominalizat un responsabil cu implementarea acestui instrument și 10 persoane din cadrul instituției fiind evaluatori. Evaluatori ai serviciilor și a activității. Aceste persoane au fost instruite împreună cu alți colegi de-ai noștri, tocmai pentru a studia care sunt punctele slabe, punctele forte ale activității instituției noastre și a propune schimbări sau îmbunătățiri pe domenii. Evaluarea CAF se face odată la 2 ani, astfel că, începând din momentul finalizării proiectului, persoanele nominalizate vor, în continuare, vor avea în vedere domeniile pentru care au fost nominalizați să le studieze, să le aibă sub control și vor respecta un plan de îmbunătățiri, care la fel a fost elaborat de către ei în cadrul acestor sesiuni de formare. 12 formații corale au urcat aseară pe scena Ateneului din Focșani în cadrul primei ediții a Festivalului Corurilor pentru Tineri, Pastia. Pe parcursul zilei de ieri, participanții au avut ocazia să fie prezenți la un masterclass susținut de profesor dr. Emanuel Pecingine, de la Corul Madrigal. Glasuri de copii și tineri au răsunat aseară pe scena Ateneului Popular din Focșani. Cu această ocazie a avut loc prima ediție a Festivalului Corurilor pentru Tineri, Pastia. 12 formații au adus în atenția publicului piese alese, creații ale unor mari compozitori sau inspirate din folclor. Un mare dramaturg spunea, dacă muzica este hrana iubirii, cântați. Dați-ne-o până la saturați. William Shakespeare, căci despre el este vorba, ne este modelul de excelență în dramaturgie și poezie. Astfel încât ne onorează prezența aici atâtor grupuri vocale, corale, artistice de excepție, iar pentru exemplificare, deschiderea festivalului aparține unui astfel de grup. Astăzi au făcut un efort deosebit să ajungă, asemeni tuturor, fapt pentru care le sunt de recunoscător profund. Yeah.
zilei de ieri, profesor dr. Emanuel Pecingină de la Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin a susținut un masterclass pentru ca apoi să urce pe scenă alături de formațiile corale și să le înmâneze diplome. În dimineața aceasta am avut un atelier de cânt și dirijat coral, la care o parte din corurile participante din acest festival au fost prezente. Gândindu-ne că cei care n-au reușit să participe au găsit motive bine întemeiate, ne bucurăm să fim atât de mulți aici și aș vrea să ofer o diplomă din partea programului Cantus Muni, program dezvoltat de Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, partea Ministerului Culturii, Corului Cantabile din Banciu, dirijor Andrei Igor Manovici, pentru participarea la atelierul de cânt și deja scolar, susținut de profesor Dr. Emanuel Pecingină. Fiecare formație corală cu specificul său, fiecare cu o emoție nouă, sentimente și bucurii împărtășite alături de publicul care i-a răsplătit cu aplauze. Doar tinerii coriști au fost felicitați de profesor dr. Emanuel Pecingină, ci și reprezentanții Ateneului Popular. Așa. Și ne apropiem de sfârșit, iar ultimii, dar nu cei din urmă, se acordă diplomă doamnei Marilena Șerbănuț, consilier cultural. Să nu uit un lucru foarte important. Știu că suntem în țara Vrancei, în patria Vinului, dar de curând Corul Madrigal, în colaborare cu Facultatea de Agronomie din Cluj, a scos un vin special, Madrigal. O să rog pe colegul meu să este un vin de colecție, Madrigal Excelenția, da? Este vin alb, vin de Apollo. Și ne face plăcere să înmânăm în Dumnezeu. Mulțumesc!
Administrația Națională a Penitenciarelor recrutează candidați pentru școlile ce formează polițiști de penitenciare. 260 de locuri sunt disponibile, iar durata cursurilor este de un an. Administrația Națională a Penitenciarelor, prin unitățile subordonate, recrutează candidați în vederea participării la concursul de admitere în instituția proprie de învățământ, program de studii post-liceale, învățământ militar preuniversitar cu durata de un an, sesiunea septembrie 2023, pentru locurile repartizate sistemului Poliției Penitenciare astfel. Cursuri de zi, durata studiilor un an, 260 de locuri, după cum urmează. Specializarea siguranța deținerii și regim penitenciar, 30 de locuri pentru femei și 190 de locuri pentru bărbați. Specializarea evidență deținuți, 20 de locuri atât pentru bărbați cât și pentru femei. Specializarea secretariat, 20 de locuri bărbați și femei. Concursul de admitere se organizează și se desfășoară în conformitate cu metodologia de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ogna, aprobată prin decizia directorului școlii și întocmită în conformitate cu metodologia cadru de admitere aprobată de Ordinul Ministrului Justiției numărul 3917 per C din 2021. Metodologia de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ogna cuprinde reglementările privind organizarea și desfășurarea etapelor și probelor de concurs care se desfășoară în sediul școlii, respectiv contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice, proba sportivă, traseul aplicativ și proba scrisă la limba și literatura română și istoria românilor. Toate actele normative, precum și toate anunțurile și planificările privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere, pot fi vizualizate în secțiunea Admitere de pe pagina de internet a școlii, secțiunea Unități Penitenciare, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ogna, penultima din lista de unități. Se arată într-un comunicat semnat de subcomisar de poliție penitenciară Ovidiu Popescu, purtător de cuvânt al penitenciarului Focșani. Bulevardul Unirii se închide în zona Pieței Unirii. A fost luată această măsură pentru că în zona respectivă se vor efectua lucrări de modernizare. Bulevardul Unirii va fi închis în zona Pieței Unirii de sâmbătă 10 iunie 2023, începând cu ora 17, pentru a asigura buna derulare a lucrărilor de modernizare care vor fi executate în zona centrală a municipiului Focșani. Bulevardul va fi închis pe sectorul cuprins între intersecția cu străzile Unirea Principatelor și Maior Gheorghe Pastia și intersecția cu strada Ștefan cel Mare. Pe acest tronson al Bulevardului Unirii trebuie executate mai multe lucrări de investiții în cadrul proiectelor de sistematizarea infrastructurii de transport și de modernizare a iluminatului public. Pe o bandă de circulație trebuie realizată pista de biciclete și de asemenea trebuie montați bolarzi retractabili în zonele stabilite prin proiect. În paralel cu aceste lucrări va fi remontată piatra cubică de pe carosabil pentru a reduce disconfortul șoferilor care circulă în zonă. Traficul rutier va fi reluat pe Bulevardul Unirii după finalizarea lucrărilor menționate anterior. Reprezentanții primăriei vă recomandă că în această perioadă să folosiți rute alternative pentru a evita blocajele rutiere în centrul municipiului Focșani. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat prin lucrările aflate în derulare, au transmis reprezentanții primăriei municipiului Focșani. S-au înmulțit cazurile de tuberculoză. De la începutul anului și până în prezent, la dispensarul TBC Focșani au fost înregistrate peste 60 de pacienți noi. Printre aceștia, din păcate, sunt și copii mici. Mai multe detalii în emisiunea Studio Medical din această seară. Tuberculoza este o boală infecțioasă și contagioasă produsă de localizarea bacilului Koch la plămâni, la intestine, la oase, ce poate provoca distrugerea țesutului sau supurații. Nu este neapărat o boală a sărăciei, pentru că poate afecta pe oricine din orice categorie socială. Medicii spun că s-au înmulțit cazurile de tuberculoză, poate și din cauza faptului că sunt destui pacienți care refuză să își ducă tratamentul până la final. Din păcate, anul acesta ne-am confruntat cu creșterea numărului de cazuri de tuberculoză. Ca să dau așa un exemplu, anul trecut am terminat pe orașul Focșani și zonele arondate cu 99 de cazuri de tuberculoză. Anul acesta nu s-a terminat luna mai și deja avem 64-65 de pacienți, cazuri luate în evidență anul acesta. Până la sfârșitul anului vă dați seama că o să se mulțească numărul de cazuri. Din păcate, am început să avem multe cazuri și la copii. La copii chiar avem copii sub un an
care tuberculoză? Tuberculoză, da. Mă scuzați, e moștenire de la mama? Nu, se moștenește. Tuberculoza este o boală care se transmite pe calea aeriană, deci pe calea aerului. Dacă stai într-un mediu cu adulți care sunt bolnavi de tuberculoză, copilul care e destul de susceptibil, poate să se îmbolnăvească foarte repede. Mama, bunica, știu eu, tatăl care nu vin la timp să se investigheze, sunt bolnavi de ceva timp acasă și normal că îmbolnăvești și copii. Mai avem acum încă 2 copii internați la Galați. Noi nu putem trata în Focșani cazurile de tuberculoză la copii. Există doar la București, la Iași și la Galați. Din fericire, este o doamnă doctor la Galați cu care colaborez extraordinar de bine. Cum se numește doamna? Doamna doctor Mihailov. Felicitări! Și care m-a înțeles de fiecare dată, i-a primit pe copiii, ține, îi tratează. Din păcate, ultimele cazuri pe care le-am trimis au fost copiii cu un nivel social foarte scăzut, care pe lângă tuberculoză aveau și alte probleme, nu erau alimentați cum trebuie. Și doamna doctor încearcă să-i țină cât mai mult și să-i trateze așa cum trebuie. Din păcate, numărul de cazuri crescut la copii înseamnă că sunt foarte mulți adulți cu tuberculoză. De menționat este faptul că tratamentul pentru tuberculoză este gratuit, iar bolnavii primesc și o normă de hrană după ce sunt externați, pe toată perioada tratamentului. Asta nu este o boală numai a sărăciei, cum se spune. Așa da, se spune. Probabil că mai degrabă într-un mediu în care nu te alimentezi ca lumea, nu ai condiții de viață optime, să apară mai multă tuberculoză. Poate nici nu te duci la medic din lipsă de educație sau acum mai sunt și cei care nu sunt asigurați și nu se duc la medic de teamă că trebuie să plătească. Cu toate, poate chiar n-au bani oamenii. Poate chiar n-au bani. Cu toate că sunt convinsă că dacă ar veni cu simptome și asta, nu cred că ar fi trimiși și acasă. Sigur că da. Dar trebuie să și vină și trebuie să și accepte ca o boală și să-și facă tratamentul, pentru că mai avem o problemă cu cei care refuză să-și termine tratamentul până la capăt. E un tratament de 6 luni de zile, e mult, într-adevăr, dar este gratuit. Primesc pe toată perioada în care iau tratamentul o indemnizație de hrană, lucru care este foarte bun din punctul meu de vedere, pentru că ei trebuie să stea să... Cine plătește această indemnizație? Ministerul? Da, sau? Da. Sunt niște organizații care se ocupă, dar e un buget și toți pacienții care nu sunt internați, deci în momentul în care s-au externat, ei mai au de continuat tratamentul acasă până la 6 luni. Primesc pe perioada când sunt acasă ca o indemnizație de hrană, pentru că în spital normal primeau hrană din spital. Chiar dacă este o boală tratabilă, încă se moare de TBC în România. Anul trecut, 25 de pacienți din Vrancea diagnosticați cu această boală au decedat, cei mai mulți pentru că au amânat să se prezinte la medic. Tratamentul profilactic se realizează prin administrarea vaccinului BCG la copii, evitarea zonelor aglomerate, insalubre, spălarea cât mai frecventă și corectă a mâinilor, evitarea contactului cu persoane aflate în perioada de contagiozitate. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă, cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 15 și 17 grade, iar cele maxime între 26 și 28 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!